Cezar, hai să ne reamintim așa cum a fost intrarea ta aici, în Casa Puterea Dragostei. Nu vreau bani, nu sunt pe internet. Dar vrei să intri? Mă lăsați? Nu știu, dar te întreb aici. Eu plec, da, vin. Nu, ai, lasă. Păi dacă ai venit fără bani? Are tatuaje? Ce ai venit? Cum sunteți? Pe interes. Fiecare cu interesul lui. Interesul poartă feste, știi vorba aia? Ce părere ai despre mine? Sunt foarte ok. Complex. Nu-mi place să dau aer prea mult, da? Din prima. Scurs și la subiect, nu? Bravo, îmi place. Ne place că ai vorbit cu noi, dar cu alta. La camera roșie vreau să chem pe alta la camera roșie, nu cumva pe Bianca sau pe Andreea. Te rugăm. Te chem pe tine la camera roșie. Da. Cum se pare, Andreea? Că te-ai vrut mai mult cu el decât noi. Îmi place foarte mult. Serios? Bă, bune? Că te-am văzut și că te vezi. Mă bucur. Da, mult, mult. Mă bucur. Jur, toți foștii mei, adică cu care Semana, am... cu el. Da. Ochi albaștri, părul așa, înălțimea asta. Pune și suc. I-ai zis? Și îmi place privirea lui Maxim. Sunt curată, pentru că nu credeam că o să vină cineva care să-mi atragă atenția așa mult. Îți place mai mult de sai cât de none? Nu se compară. Da, interesant! Alex era doar ochi și urechi, nu știu cum să zic. A aflat și el acum. Ești cam indecis. I-am zis. Ți-am zis, nu, Alex? Da, mi-am zis, dar eu sunt câștigătorul. El e câștigătorul. E nasol, Alex. I s-a umflat vena la câmpul. Băi, Alex... Se mai întâmplă. Se mai întâmplă, da. Păi nu era încă nimic între mine și Alex atunci. Păi da, oricum nici nu conta, că oricum nu l-ai văzut. L-ai văzut doar pe none. Mai frumos el așa, Alex? Na. Na. Cam cât ți-a luat până l-ai văzut? Nu știu. După ce a plecat cu mine. După o zi, două. L-ai văzut la Simina și ce ai zis? Stai că e interesant. Ia să ne iau eu. Nu, a zis că tot timpul nu are cu cine vorbi la telefon. Bă, e tare Simina. Vorbea pe telefonul meu cu Alex și a început să-i placă, dădea bine pe telefon. Dădea bine pe telefon. Să vorbească și ea cu cineva la telefon, nu? Să-i țină și ei cineva de urmă. Cred că era jocul ăla cu Tamaguchi, știi? Așa, Andreea? Așa a pornit totul? Așa a fost la început și după am vrut să o fac oarecum geloasă pe Simina. Ce geloasă? Era un joc. Da, o fată sinceră, ce vreți? Și foarte am bine. Scris lui Alex și am lăsat numărul meu și am zis să mă sune. Și am sunat-o. Și am vorbit cam o oră, cred, dacă nu mai mult în seara. O oră jumătate. Telefon. Da? Prima dată, Simina, tu cât ai vorbit cu el? Nici nu știu. 45 de minute, parcă ziceam. Băi, i-au vorbit mai multe zile la rând. Nu, de 3 ori. Ba da, de vreo 2-3 zile ai vorbit. Da, de vreo 3 ori, dar vorbeam amândouă, nu doar eu. Nu, ai vorbit tu prima dată și după s-a băgat și Andreea. Da, da, da. Zi am vorbit noi doi de șlar și insula știu că, aici. Știu că îi dădea mesaj Andreea, că, băi, uite ce-i scrie, Simina, băi, asta e să te sun eu, mă, acum. Da, e și asta o modalitate. Nu? Da, foarte frumos. Da. Foarte frumos, ai ajutat. Deci, am putea spune că Simina te-a ajutat, da. Nu? Să-l vezi da. Pe Alex. Simina a fost Simine. Cupidon. Da. Foarte frumos. Tu, Simina, cum mai ești? Cu Jador sau fără? Cu Jador. Nu mai era de... Nici de aia nu vreau să zic tot timpul. Până ne-a făcut? Intrăm, erai fără. Nu e. Ai făcut tu? Ei au făcut. Cine? Și-am imitat. Da. Un cuplu foarte frumos, foarte interesant, un cuplu proaspăt, dar haideți să vedem ce părere au ceilalți despre voi ca și cuplu. Da, e interesant. Uite, eu chiar aș vrea să avem o relație și asta, dar să nu mai cunoaște. Dar ce-i tremur? A, nu, tu? Nu, am tras pire mâinile, erau. De emoții. Păi n-am fost niciodată cu tine. Nu. Oricum noi nici nu prea am vorbit așa. Am vorbit mai mult la telefon. Da, mai mult la telefon. Da, și altceva la telefon. Și
și de-aia e situația așa. Mersi mult. Și eu îți mulțumesc. Te-ai pupat! Te-ai pupat? Am pupat pe buze! Bravo, fată! Mie nu mă să aplaudă. Avem un cuvânt așa cu florile. Te-am dragă! Da, știu că era abia prima zi când se cunoscuseră. Eu eram un pic șocat. Eu chiar am vorbit cu Andreea săptămâna trecută și chiar mă atașasem de Andreea. Acum nu știu exact ce s-a întâmplat între noi doi, dar... Nu a fost să fie. Nu a fost să fie. În orice caz, eu vă doresc succes, fiindcă sunteți un cuplu proaspăt și sper că vei înțelege ce ai pierdut. Da, mă, dar ai pierdut un bun psiholog. Ai fost amuzant. Eu vorbesc foarte serios, vă rog să nu mai întrerupeți, fiindcă eu am cuvântul acum. Bravo, da. Am vrut să spun, sper să fii fericită cu el și să realizezi ce bărbat ai pierdut. Eu chiar eram atașat de tine și nu știu dacă ți-ai dat seama, dar aveam momente în care eram foarte emoționat în camera roșie cu tine. Fiindcă eu nu am mai trăit așa ceva niciodată. Da, mi-am dat seama că erai emoționat, Bogdan. Am văzut că te-ai atașat mult mai mult ca și mine și de asta am decis să mă îndepărtez de tine, pentru că nu simțeam același lucru. Îmi pare rău, dar totodată mă bucur pentru voi doi și mulțumim. Vă doresc tot binele din lume. Mulțumim, frate. Și îmi cer scuze pentru cuvintele acestea. Au fost cuvinte spuse din durere, nu durere. Au fost cuvinte spuse din impuls. Dar acum mi s-a schimbat un pic părerea, fiindcă v-am văzut ce mult zis? Mai apropiați unul de celălalt. Am zis că el era gelos. Nu, n-am avut niciodată nicio urmă de gelozie. Eram doar șocat, fiindcă nu știam exact ce s-a întâmplat. Da, pentru că noi am vorbit în... Da, s-a întâmplat mult prea repede. Și nimeni poate nu s-a aștepta. Da, abia după am înțeles că ei au vorbit mult timp la telefon, înainte de a se face primul pas aici în Casa Puterea Dragostei. Și, na, uitați ce se întâmplă. L-am provocat pe Andreea la telefon puțin. Cu ce? Că am zis că a doua zi i-aș fi dat un sărut și m-a pupat a doua zi. Da, sunt foarte frumoși împreună. Da? Se potrivesc? Din punctul meu de vedere, s-ar fi potrivit Andreea mult mai bine cu mine. Așa zici și pe tine. Dar această emoție și aceste, nu știu, sentimente de bătaia inimii, așa, pe un ritm mult mai puternic. Da. L-ai simțit, l-ai simțit aceste sentimente mai mult, mai intens lângă Andreea sau lângă Raluca? Ups. Așa fiind, sunt un subiect mai sensibil. Eu cu Raluca mai mult ne-am jucat. Numai că acum vine partea mai interesantă. Nu știu dacă pentru Raluca sau pentru mine a fost tocmai o joacă sau dacă ne-am apropiat mai mult în timpul acesta. Dar mie îmi place mult de Raluca. V-ați dat și pe scări? Da, și răspundem și la întrebare. Da. Lângă care dintre ele ai simțit așa mai intens? Lângă Andreea sau lângă Raluca? Cel mai intens am simțit lângă Raluca. Nu, lasă-mă. Fiindcă Raluca este... Bine, nu vreau să fac nicio diferență între Andreea și Raluca, dar Raluca, din punctul meu de vedere, are acel ceva. Este, dacă îl pot numi, sex appeal. E ceva în atitudinea Ralucăi care mă atrage. Cu toate că știu că are alt bărbat. Și asta mă împiedică să fac un pas important. Acum nu are, da, în pauză. Acum nu știu exact dacă mai sunt sau nu împreună, dar cu siguranță dacă nu vor mai fi împreună, voi face primul pas, fiindcă sunt bărbat și datoria mea este să încerc. Ia auzi, Ricard? M-am văzut teribil, Bogdan. De ce? Am pus gând rău. Băi, e așa de diplomat aici cu Andreea și cu ce? Nu voia el să spună totul în față. Bogdan, nu mai fi diplomat. Tot timpul ești diplomat și încerci tu să fii bunul samaritean, că nu e cazul.
fii serios aici, clar ce spuneai, ce vorbeam eu cu tine, că e clar că e un teatru ieftin, nu mai fi ce aici. Ce teatru? A, mă, zi, nu vă ele mereu diploma, nu vreau să spun eu, dar spun că eu. Că ce, păi, Ricardo, că nu spun nu... în față unele chestii? Da, nu vreau să că, spun și că ca să nu te rănesc sau ce? Bă, nu-i vorba de mine, vorbeam de Andreea. Oh. Bun. De mine? Da, vorbeam chiar de Andreea. Că e clar că se vedea și a zis și am vorbit cu el. Dar el e foarte diplomat și nu vrea să zic adevărul. Nu știu ce de ce. Ce zice în spatele camerei? Nu că spune în spatele camerei. Asta e părerea lui și a mea. Cum păi e normal? Spune-i atunci, că n-am nimic de cum? A zis, a venit mai întâi că vreau un bărbat matur, nu știu cum. După aia a fost cu Bogdan. După aceea... Bogdan, ai că eu așa zicea, acum o săptămână era cu Bogdan în camera roșie, cadouri peste cadouri, surprize. După aia a venit băiatul ăsta, a râs cu el prima dată, în prima zi. Păi da, mă, dar eu și acum e cu Alex. Aia n-am cărut cu tine, ce simți? Te-aia ziceam de ea, se vede de la poștă. Băi, mie unul poate rău, frate. A, de mine zici? Dar de cine? Despre ce vorbim? Era vorba de să fie asta e părerea ta. Ce să faci? Mai suferi toată viața, se vede frate. Clar. Uite, nici nu pierd timpul și în consultă. Băi, toată mai suferi în viață, dar și trebuie să treci peste. Asta e, dacă nu s-a putut. Uite că vreau mă atrage băiatul ăsta care da, e problema. Îmi place că e mai mult decât mine și mi-e foarte drag. O atrage pe acum. Vedem toți, a văzut o emoție în camera lui și de n-am mai putut ce de emoție. Hai să fim serioși, când păi îți place cineva... Păi emoții, frate, și ea a controlat situația. Dar de mine ce părere ai? Că am fost lăsat așa și că am suferit și eu? A suferit. Nu am eu treabă cu tine, Bogdan, eu vorbeam de situația asta în sine. Lasă că eu și Alex știm ce știm noi și el știe mai bine. Și nu mă interesează părerea voastră. Absolut, deloc. Da, eu m-am... Hai să fim serioși. Ricardo. Hai, nu ne facem aici cuplu, doar așa să ne facem cuplu. Ricardo, dar nu ești gata, nu mă interesează părerea ta, termină tot. Nu vorbeam cu tine. Vezi de relația, taci. De cuplul tău, de... Că mă enervezi, serios vorbesc, hai. Nu te enerva, te enervează adevărul. Ricardo, te rog frumos să nu mai te bagi, punct. Dacă ok, că mă apuc și eu să vorbesc, să zic mai multe, așa că taci, te rog frumos. E, nu mă provoca, nu mă provoca, Ricardo, că mă enervezi rău. Vezi-mi se treaba, tatu. Mi-ești frică de moarte, ce... Mamă, poate mă ridic la tine, vorbesc serios. Ehe, mi-e frică de tine. Toată lumea vrea să vedea cu Ricardo la tine. Nu ne băgăm. Incredibil, chiar și Andreea te are la mână cu ceva, Ricardo? Da, păi... Da, când e cu dovezi, când e cu dovezi, nu are nimeni la mână. Când e fără dovezi... Vezi, am auzit să vorbim de-aseară la telefon, așa că mai bine... Ce ai auzit? Hai că spune ce am vorbit aseară la telefon. Ce ai auzit tu? Ce am vorbit? Că am fost așa, cu... a zis Andreea acum, parcă a fost cu Ricardo. Că am auzit când ai vorbit la telefon. Da, când am venit la tine, am auzit și am da, normal, pot să spun eu, nu mă oferez. N-am vorbit nimic. Te ascult, Andreea. Nu știu toată conversația, să spună cine ce ai auzit tu? Nu vreau să spun, nu vreau să mă bag. Da, spun eu. Eu vreau să mă gândesc decât la momentul meu. Da, nu vreau, că ziceam eu. Am auzit eu, fiindcă Ricardo stă cu un etaj mai sus decât mine. Că... Așa de tare, la telefon. A fost o glumă. A fost o glumă. A fost o glumă. Eu zic să nu vorbim, că nu-i nimic interesant ce am vorbit. Asta la telefon. Păi cum, și te amenința cu lucrul ăsta? Nu știu. Nu l-amenință, Andreea, dar vreau să nu mai se bage, vorbește prea mult. Mai bine te rog eu, hai să treacă gala asta. Că nu-i nimic interesant, că spun eu dacă ar fi interesant, dar pierdem timpul de pomană. Dacă spun eu și n-ai rost. Să nu mai ameninți alte persoane, ok? Atâta spun. Nu-ți permite să ameninți o fată. Ești un tu mare când îți permiți să ameninți pe cineva. Și nu e vorba de mine, știi tu mai bine. Stai în banca ta, te rog frumos. Ai amenințat-o pe Simina?